O bacterie periculoasă a distrus recolta de castravete din Polonia. Potrivit analiștilor Istfrut, fermierii sunt nemulțumiți de condițiile meteo din această vară, responsabile pentru dezvoltarea bolilor care atacă leguma. Căldura este excelentă pentru dezvoltarea bolilor precum mucegaiul praf. Pe lângă făinare, adică Peronospora cheia, răsadurile sunt atacate și de patele bacteriene unghiulare de castravete, denumite Pseudomonas syringae, a căror dezvoltare este favorizată de temperaturile înalte și umiditate ridicată. De obicei, sezonul castraveților dura o lună întreagă în Polonia, însă, din cauza bolilor care digerau plantele, recolta în mai multe regiuni ale țării s-a încheiat după doar o săptămână. Producția limitată de castraveți poate fi compensată prin importuri record din străinătate, informează Ministerul Agriculturii din țările de jos. În primele 4 luni ale anului curent, 38.000 de castraveți au fost importate în Polonia. Cel mai mare număr a fost adus din Spania, ridicându-se la aproape 13.900 de tone, urmat de Grecia cu aproximativ 7.700 și Germania cu peste 4.900 de tone.